Slăviți să fie Domnul! Amin! Vorbim azi dimineață despre descoperirea picioarelor în lucrarea lui Dumnezeu. Știți cum a intrat în templu un olog? Era la poarta cea frumoasă. Nu-l duseseră mai departe și picioarele lui nu puteau. Dar în fiecare zi spune Biblia că era dus și pus acolo să cerșească. Și au venit Petru și Ioan. Și când l-au vindecat, spune Biblia că au intrat în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Deci descoperise picioarele. Deci dăduse seama că le are și că le poate folosi. Și poate culmea bucuriei manifestată e sărirea asta pe care au avut-o ologul. De-aia mă rog Domnului să avem măcar atitudinea asta când venim la biserică. Adică să nu tragem picioarele după noi iară din adunare. Înțelegeți? Eu cred că ați înțeles deja din mesajul care a fost că în seara asta n-aveți voie să plecați nemântuiți acasă. N-aveți voie. În seara asta trebuie să mergem fiecare dintre noi mântuiți acasă și Dumnezeu să ne ajute. M-am tot gândit și aș fi vrut să vă citesc și câteva versete din Isaia 5:3, dacă timpul ne permite să vorbim un pic și despre mire. Dar eu m-am tot gândit de ce nu au mers ăștia la nuntă. Era o nuntă împărătească. Câți n-ați vrea să fiți invitați? Poate n-ați vrea. Să fiți invitați, de exemplu, la nunta băiatului primarului. Nu? Și dacă nu te-ai duce, măcar să-ți fie invitație, să o răs la alții care vin la tine în casă, să spui, uite, vezi pe mine, m-a invitat primarul la nuntă. Sau să participi la o nuntă împărătească. Nu știu dacă a fost careva de aici la o nuntă împărătească. Sau dacă a fost cineva, de exemplu, la nunta președintelui țării, că a fost acum recent. N-a fost nimeni din Sighet, așa-i? M-am liniștit. M-a speriat că m-a fi invitat pe voi și ne invitam pe noi din Arad. Eu m-am întrebat de ce n-am vrut să meargă. Nunta asta din Matei 22. Și m-am gândit să fi fost căzută mireasa. Știți că oricât de bună ar fi mâncarea la o nuntă, dacă e urâtă mireasa, nu are niciun fel de... Nimic nu iese bine. Că toate privirile sunt dreptate spre ea, așa, și când vine în adunare, și când vine în biserică, toată lumea se uită spre mireasă, cum și-o ales rochia, cum și-o făcut părul. Și dacă ceva nu se potrivește în îmbrăcămintea ei, dacă ceva nu-i la loc, toată nunta-i stricat. Dacă mireasa n-ar și mirele, nu contează. Mirele și dacă are papionul într-o parte, și dacă este cravata, la el parcă ar mai fi scuzabil, dar mireasa. Mireasa trebuie să rămână. Și eu m-am gândit, să fi fost urâtă mireasa, să fi spus așa, mă, nu merge, că și-o ales o mireasă urâtă. Nu ne ducem acolo, că e urâtă, nu? Dar problema asta o rezolvăm ușor. Ridicați mâna seara asta, toți urâții din sală. Deci, mireasa nu a fost urâtă. 100% nu a fost urâtă. Pentru că mireasa se din noi. Și nu ne place să ne spună cineva că suntem urâți. Deci nu asta a fost problema. Nu faptul că mireasa nu a fost frumoasă, că Dumnezeu ne-a ales, ne-a transformat după chipul Său și suntem frumoși, că suntem copii de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Atunci după aia m-am gândit să fi fost gârcit împăratul, să fi zis așa, ne ducem și nu ne dăm mâncare păsăturate. Au venit plămânți de la nunta. Dar spune Scriptura, dacă deschideți cu mine aici în Matei, în capitolul 22, că pe invitație era scris și meniu. N-am întâlnit încă nunțile din vremea noastră în care mirii când își fac invitațiile să scrie și meniu. La felul 1 veți mânca supă, la felul 2 veți mânca pește prăjit cu garnitură de orez. N-am întâlnit să scrie pe invitația asta. Dar spune Scriptura în Matei 22, a trimis iarăși alți rog și le-a zis, spuneți celor poftiți. Iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate. Adică desgârșit nu era zgârșit. Era o nuntă împărătească și era decis împăratul să cheltuie tot.
Acolo ai ocazie să mănânci vită din aia, nu știu cum îi spune. Înțelegeți? Ai ocazie să mănânci împărătește, mănânci ce n-ai mâncat în viața ta, le-a spus împăratul. Deci zgârcit nu era. Puteau să mănânce păsătoarate și sunt convins că mai și rămânea. Avem exemple în Evanghelie. Când Domnul a mulțit pâinile, spune Biblia, toți au mâncat și au mai rămas 12 coșuri cu vărmituri. Că el nu-i scârcit, el dă din belșug tot ce are, slăvit să fie numele Domnului, că spunea David în Psalmul 65, dacă nu greșesc. Și omul ăsta îi cunoștea pașii lui Dumnezeu. Avea o reche așa de sensibilă, că a zis Dumnezeu odată când se meargă către filisteni, a zis în felul următor. Și să nu ieși la luptă până nu vei auzi pașii mei deasupra duzilor. Și a stat David atent. Și spune Scriptura că a auzit niște pași care treceau înaintea lui deasupra duzilor și atunci cum era să ne întâmplă. Dar Psalmul 65 spune Scriptura un lucru tare interesant. Că a ieșit David să vadă câmpurile, cum rodesc, cum încolțește grâul și dă în spic. Și a zis în felul următor. Uite ce utilaje performante avem și ce sistem de irigații dezvoltat. Uite cum încolțește grâul, ce agricultură prosperă. Și ce spune Biblia acolo? Tu încă numesc anul cu veselie și pașii tăi varsă belșug. Adică Dumnezeu e așa de plin de binecuvântări că atunci când se mișcă El și umblă, atâta binecuvântare are, știți, că noi facem un fel de legătare în timp ce umblă. Așa plin de binecuvântări că în timp ce El merge și face mișcarea asta de legătare în timpul mersului, îți varsă belșug. Ca și cum ar fi un om care are atâția bani în buzunare, că cum umblă el, e bine să stai în spatele lui, nu? Tot câte 100 de lei și nici să nu strigi. Să zici, Domnule, vezi că scar banii din buzunar. Că vezi că e plin, el are acolo, e suficient, tu iei din spate și îi bagi la tine în buzunar. Deci cam așa e Dumnezeu, el e așa de plin de belșug. Așa plin de binecuvântare, că pașii lui varsă belșug. Bancă Iacov spune Dumnezeu, e așa de plin de binecuvântare. Că El din generație în generație o amplifică, nu o scade. Așa spune El când își binecuvântează fiii și spune așa. Binecuvântările Tatălui tău întreg binecuvântările părinților lui și se coboară până în veșnicie. Pentru că așa forță are Dumnezeu în binecuvântare încât din generație în generație o amplifică, nu o scade. Noi, pe cum trece vremea, parcă tot mai greu binecuvântăm, așa-i? Nu? La început ești prieten cu un om și ți-e ușor să-l binecuvântezi. Că nu-l cunoști. Domnul să te binecuvânteze. După aceea îți face cât e un rău. Și atunci începi și zici, mai încep. Domnul să te binecuvânteze. După aceea îți mai face un alt rău și... tot mai greu ți-i dai binecuvântare, așa-i? Ei, Dumnezeu din generație în generație o amplific. Deci nu-i zgârcit. Nu-i motivul ăsta că nu a participat la nuntă, că era zgârcit împăratul ăsta. Nu din motivul ăsta nu a participat la nuntă. Și există o sumedenie de motive care ar fi trebuit să-i determine să participe. În primul rând, mă uit la împăratul ăsta, i-a dat mai mulți bani pe invitații decât pe mâncare. De atâtea ori i-a invitat, n-am întâlnit. N-am întâlnit să-și facă tinerii să spună invitații de rezervă. Adică face prima invitație, o dă la toată lumea și își mai face o rând de invitații. Și dacă nu vin ăștia, mai trimite. Sau să spună, cum să-i convingem să vină la nuntă? Le trimitem, până e nunta, le trimitem invitații în fiecare zi. Să se sature, să tot sune poștașul ăla la ușă, în fiecare zi să vină cu câte o invitație. Veniți la noi la nuntă pe data de 21 octombrie. Și până în 21, tot câte o invitație, tot câte o invitație. Să li se adune acolo în cameră, așa, un mormânt din ăla de invitați. V-ați gândit vreodată care e cea mai mare minune din lume? Eu am fost uimit să o citesc și am crezut, așa cum poate crede majoritatea, de exemplu, nu e cumva cea mai mare minune din lumea asta nașterea unei ființe umane? Prin ce procese extraordinare se naște omul în lumea asta? Că spunea și David în 139, Doamne, că mai ți-ai sut într-un loc tainic, în chip așa de minunat, că noi nu putem pricepe cum e naștere ființa umană. E o minune asta, așa-i? Dar nu e cea mai mare minune din lumea asta. După aceea m-am gândit și am zis 100% învierea de morți, cea mai mare minune din lume, așa? Să învii pe cineva care a trecut în veșnicie. Că dat omul care s-a făcut deja rece și după 4 zile, stând în mormânt de Lazar,
să vină Fiul lui Dumnezeu și să spună Lazar, ieși afară. Și spunea Augustin așa de frumos, știți de ce a trebuit să spună Lazar? De ce a trebuit să zică Lazar, numai tu ieși afară și nu și Lazar? Că el care era viața, dacă nu-l chema pe nume, învia tot cimitirul. Dacă spunea numai ieși afară, toți ieși afară din mormânt. Era viața acolo la cimitir. Dar au zis numai Lazar, tu ieși afară. Și mare minune asta. Și m-am gândit că cea mai mare minune din lume e mântuirea omului. Și am zis, cum să nu fie cea mai mare minune, nu? Dintr-un păcătos, dintr-un om care nu folosește pentru nimic lui Dumnezeu. Dintr-un combustibil pentru iad, sau cum spune Biblia în Geneza, capitolul 6, și ne dă un nume așa de urât, că am ajuns să fim așa de păcătoși, că ne confundăm cu păcatul. Nu ne mai putem deslipi de el. Și atunci Biblia face o asociere ciudată. Omul nu este decât carne păcătosă. Adică nici măcar bun de mâncat n-am fi. Că de-aia canibalismul a fost tot timpul un regres. Că ne-am dat seama că nici măcar bun de mâncat nu suntem. Că suntem carne păcătosă. Asta suntem noi, carne păcătosă. Și atunci am zis, cea mai mare minune din lumea asta e ca un om să fie mântuit. Și nu e așa. Știți care e cea mai mare minune din lume? Cea mai mare minune din lumea asta e răbdarea pe care o are Dumnezeu cu noi. Răbdarea pe care o are Dumnezeu cu noi. Spunea cineva așa de frumos. Care prinț din lumea asta, dacă înconjoară o cetate în care știe că este dușmanul său, nu se va grăbi să facă una cu pământul cetatea aceea și să-și omoare inamicul? Sau măcar dacă nu poate intra în cetate, să înconjoare cetatea și să o plămânțească până când îi moare dușmanul? Care n-ar face treaba asta? Și totuși Dumnezeu are așa de mare răbdare cu noi, că deși noi acceptăm chemarea, totuși nu ne nimicește, slăviți să fie numele. Banca ne tot invită. O trimis prima invitație și veniți la nuntă. Și așa zice, nu vrem. Răspuns categoric, așa? Care ați mai insistat? Care ați mai insistat? Când ți se spune clar, nu vreau. Sigur că îndrăgostiți am mai insistat, așa? De exemplu, mi-aduc aminte, știți, când suntem îndrăgostiți și urmează să ne cerem soțiile de nevastă, lume extraveral, de azepan, să putem dormi, că ne tot gândim cum să facem treaba asta. Și te duci la ele, ele nu știu nimic și spui, uite, eu am îndrăgostit de tine, vrea să fii soția mea și ea spune, mă mai gândesc. Nu există dezastru mai mare ca și ăsta. Nu există un dezastru mai mare ca și ăsta. Parcă ți era mai ușor dacă spunea categoric, nu, nu vreau. Ai înțeles din o dată, gata, nu vreau. Dacă îmi spune, mă mai gândesc. Așa? Așa eu am spus categoric și totuși Dumnezeu a insistat și mai trimit. Și că poate nu înțeles că din invitații care e meniu. Că la masa mea se mănâncă întotdeauna bine. Cea mai mare minune din lumea asta, răbdarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, vă aduc în față o ilustrație. Așa e că cel mai dureros lucru e să bați la o ușă care e închisă și să știi că totuși dincolo există cineva. Să-i auzi cum stau în casă, cum vorbesc între ei, cum merge televizorul, cum se aud desenele animate de pe laptop și tu să bați la ușă. Noi, ca oameni, ne pierdem răbdarea în situația asta. Începem cu bătaia aia în ceată. Și nu ne aude. Și atunci nu mai batem cu un deget, batem așa. Cu astea patru degete. Când vedem că tot nu ne aude, modificăm poziția mâinii și batem așa. Și când nu ne aude, începem probabil cu picioarele, începem probabil strigând la geam, nu, dacă e casă. Ne ducem la geamurile unde noi credem că ei ar fi. Și începem să strigăm, alo, alo. Și totuși Dumnezeu are atâta răbdare cu noi. Spune, iată, eu stau la ușă, și bani. Dar spune Dumnezeu, eu nu pierd răbdarea să încep să lovesc cu pumnii, să dau cu picioarele, stau la ușă și bani. Și dacă aude cineva glasul meu, el știe că noi suntem dincolo, că ne vedem de treburile noastre, că auzim glasul, că nu ne pasă, el știe că suntem dincolo. Și totuși, deși ar putea să forțeze ușa, Dumnezeu are răbdare cu noi. Noi oamenii ne pierdem răbdare. Că de-aia scrie pe mașinile de școală, nu te enerva. Și tu ai fost așa. Uitați-vă numai stând la semafor să fie unul cu școala în față, cam cum începem dintr-o dată să claxonăm, că n-avem răbdare cu oameni. N-avem răbdare cu slăbiciunea umană noi, așa e?
Și când vedem pe unul slab că nu se descurcă, ne enervăm. Ori Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi. Eu duc aminte, eram în clasa întâi și învățam să număr. M-am luat o dată la școală, la 6 ani. Învățam să număr și număram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Și tot uitam o cifră. Și așa supărată a fost mama, că zic că nu o să iasă niciodată nimic din mine. S-au dus și m-au făcut ghiozdanul. Mi-a pus hainele în ghiozdan, mi-a pus în spate, mi-a deschis așa și zic, du-te. Noi nici cu copiii noștri n-avem răbdare să învețe să numere. Că nu, parcă nu din natura noastră a fi răbdători. Ne pierdem foarte repede răbdarea. Vrem toate lucrurile instant. Ori Dumnezeu are răbdare să mai trimite câte o invitație. Spunea cineva odată, n-am înțeles niciodată de ce am trăit până la 94 de ani. Când toți mureau pe la 80-82. Când deja nu mai suportam trupul ăsta, că era prea îmbătrânit. Și la 94 de ani, bătrânul ăsta a intrat în apa botezului și știți ce a zis? Acum înțeleg de ce am trăit atât. Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Și-a stat după mine până la 94 de ani de viață, ca la 94 de ani să-L întâlnesc și să mântuiască sufletul. Nu vedeți cam tot ce e în lumea asta ne invită către Dumnezeu? Mari savanți ai lumii Einstein și Isaac Newton și toți ceilalți au recunoscut că atunci când te uiți la universul ăsta, la felul cum merg lucrurile, la felul cum e constituită ființa umană, totul e o invitație de a-L vedea pe Dumnezeu, de a vedea dincolo de universul ăsta o minte mult mai iscusită și mai inteligentă care le-a creat pe toate. Că cam tot din lumea asta strigă și te invită la Dumnezeu. N-ai remarcat asta? Mirosul ăsta de toamnă, când ieși afară și vine toamnă. O, numai de asta nu mi-ar place să mor. Să nu mai prind o primăvară, să nu mai prind o toamnă. Dar mirosul ăsta, schimbarea anotimpurilor, te invită pe tine la Dumnezeu. E o invitație să vii la nuntă, să vii în casa Lui. Spunea Pavel, nu se vede lămurit în creație în Romani. Că îl vedem, dacă ne uităm cu măgare de seamă în creația Lui Dumnezeu, îl vedem pe cine? Pe El. Pentru că tot din lumea asta e invitație că tu să te întorci la El. Și cântările din seara asta, de-aia am și început mesajul meu în felul ăsta. N-ați remarcat că în seara asta Dumnezeu vă invită la pocăință? Că din tot ce se face aici, un lucru așa de simplu și nu e greu de înțeles. Tot ce facem aici e invitație la pocăință și la mântuirea sufletelor. O, câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. V-am spus vineri seara că eu sunt bolnav de astăzi, de la vârsta de 6 ani. Și venea bunica care e credincioasă, venea la noi. Și acum au văzut și tinerii sâmbătă seara. Eu după 10 minute de jucat fotbal trebuie să stau pe marginea terenului. Stăteam pe marginea terenului și strângeam din când. Și știți ce spuneam? Nu există Dumnezeu. Ce Dumnezeu poate să fie acela care ține un copil de 6 ani bolnav de astăzi, să nu se poate juca ca și ceilalți copii? Și venea bunica la noi. Mă luam în brațe și îi spuneam, bunică, nu există Dumnezeu. Cu lacrimi în ochi îmi cânta o cântare care suna cam așa. Calea ce duce sus în cerul este doar Iisus Hristos. Nici o altă cale, nici o altă cale, nu are omul păcătos. Și 17 ani de zile au avut răbdare cu mine, cu un om care spunea că ea nu există. Și la 17 ani Dumnezeu m-a întâlnit și am înțeles. Că nu e important ca trupul ăsta să fie sănătos, dacă sufletul ți-e mântuit. E cea mai mare realizare din lume. Nu știu câtă răbdare are Dumnezeu cu tine. Dar știu un lucru, că nu și-a pierdut-o. Că dacă și-ar fi pierdut-o, erai acum într-un scaun cu rotile. Erai undeva la reanimare, în spital, în sighetul marmații, că el și-a pierdut răbdare cu tine. Dar nu și-a pierdut răbdare cu tine. Și în seara asta ești într-o biserică și asculți cuvântul lui Dumnezeu care te îndeamnă să-ți mântuiești sufletul și să te întorci la El, slăvit să fie numele Domnului. Deci nu dați erau multe cu multe invitații și toată viața noastră avem invitațiile astea din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are răbdare, cum noi spunea Tatiana Goriceva, o distinsă doamnă din Leningrad, în anilor 80, în felul următor. De mic copil am fost învățat de comuniști că nu există Dumnezeu. Că totul e numai materie și spune ea, m-am apucat de yoga, m-am apucat de tot felul de lucruri din astea spirituale. Și am încercat tot felul de practici. Ziua era o doamnă distinsă.
Prisin însă a Leningradului și noaptea umbla prin locurile răfamate ale orașului. Și au zis ce spune el într-o seară. Am urcat în garsoniera mea. M-am plecat pe genunchi și am spus în felul următor, Dumnezeule, dacă existi, arată-te și mie. Ce se spune femeia asta? Și în momentele acelea, nu mintea mea proastă, ci întreaga mea ființă, o priceput că Dumnezeu există. Și că toate lucrurile pe care le-a creat El în universul ăsta, le-a creat pentru că mă iubește și vrea să fiu mântuit. Tot ce e în lumea asta strigă și avem noi o cântare a acordului care spune așa, și dacă pământul și marea îl laudă pe Creator și toate îi dă o slavă și îi cântă, tu ce faci? Sărman muritor. Vestește că Iisus trăiește, că El e încă mântuitor, iertare, oricui dăruiește, devine la Sfântul Isfor. Deci avem o invitație și avem o invitație permanentă. De când ne naștem, Dumnezeu ne tot invită. Și până murim, Dumnezeu ne tot invită în împărăția Lui. Să vin să fie numele Domnului. Și o face de multe ori diferit, că a spus Dumnezeu. E foarte interesant. Știți, asta e la nunțile noastre, dacă noi, mirele și mireasa, ne hotărâm și spunem, facem invitația de culoare roșie, la unii nu se le placă de culoare roșie, așa? Când o să ajungă invitațiile acasă și am întâlnit nu odată și în discuțiile mele cu soția, zic, Doamne, ce invitații și-au mai făcut ăștia. De exemplu, erau unii care făceau așa invitații că numai nu le puteai deschide. Mă chineam până mă enervam să deschid invitația aia de nuntă. Nu se dai seama nici cum să deschid, era complicat, parcă ar fi avut un fel de cifru. Deci ar fi trebuit să fie simplu, să o deschizi, să citești când e nunta și poți să dai răspuns. Ei, dar Dumnezeu a făcut invitațiile să se potrivească pentru fiecare. Fiecare are o invitație diferită. De exemplu, pe mine Dumnezeu m-a invitat la nunta asta și m-a găsit într-un fotoliu. Și atunci a vorbit în mintea mea și spuneai nici măcar o Biblie. Altul l-a găsit undeva, poate într-un spital și a vorbit Dumnezeu. Acolo a venit cu invitația, exact pe cum i s-a potrivit lui. Deci Dumnezeu le-a făcut în așa fel încât să ni se potrivească fiecăruia dintre noi. Poate seara asta ție nu ți se potrivește cuvântul care l-a spus fratele Cristi, se potrivește ce spun eu în seara asta. E o invitație diferită, dar e aceeași invitație către același loc și la aceeași nuntă, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dacă nu-ți place roșu, că așa a spus și Iisus, zice, v-am trimis prima dată pe Ioan și am văzut că nu vă place. Ăsta era cu postul, își lua haine din alea care scrie pielea, umbra prin pustiu și după aia a venit eu. Deci a venit și fiul omului, mâncând și pe el, zice, și nici așa nu v-a plăcut. Nici așa nu v-a plăcut. Că Dumnezeu, și aici iar trebuie să zic străbit să fie numele Domnului, Dumnezeu are răbdarea asta cu noi încât încearcă în toate direcțiile să ne mulțumească cumva. Și ne face invitațiile în așa fel încât să ni se potrivească și nu înțelege câteodată. Și mai am făcut cam tot ce se putea. Am dat tot și repet, el a cheltuit mai mult pe invitații decât pe mâncare. Că încerc nu o să fie costuri la mâncare. Nu există inflație, nu există scumpiri de prețuri. Deci masa nu o să-l coste atâta în cer. Așa bănuiesc eu. Nu e în valută, în euro sau depinde de așa ceva, nu depinde de secetă. Deci mâncarea acolo nu o să coste așa de tare. Invitația însă o costat așa de scump. Pentru că o plătit-o cu sângele Fiului Său. Și invitația asta a fost scumpă. L-a costat mai mult decât mâncare. În al doilea rând, m-am tot mirat și încă unul din motive pe care era o nuntă care nu te costa nimic. N-avea nicio cheltuială. Nu trebuia să plătești pentru nunta asta. Nu trebuia să te gândești mare ce costum să port. Era pregătit. O zis Dumnezeu, am eu haine, nu vă frământați cu ce veniți. Numai că știți ce nu ne-a plăcut nouă? Că trebuie să fim toți îmbrăcați la fel. La nunta asta trebuie să fim îmbrăcați la fel și nouă. Ne plac diferențele. Asta ne place nouă. Toți o să trebuiască să fim îmbrăcați în alb. Și o să fie unii dacă o să le placă să iasă în evidență. Spun, nu un alb. Mie așa de mult îmi place să fie un albastru. Mie așa de mult m-ar place să fie un roșu. Așa de mult m-ar place să am o altă culoare. Dar la nunta asta, Dumnezeu are costume și mirele, și mireasă să fie îmbrăcați în alb. Că la Dumnezeu nu se poate decât o singură culoare. Alb, sfințenie. Numai asta se poate. Deci cheltuială n-aveau. Nu trebuiau să plătească mâncarea, nu trebuiau să plătească hainele, nu trebuiau să plătească muzica. Era o singură cheltuială. Și probabil lucrul ăsta îl dărului cel mai greu din viață. Trebuiau să cheltuiască timpul lor.
Atâta trebuiau să facă. Trebuiau numai să vină. Să-și rupă din timpul lor câteva ceasuri și să vină la nunta asta. Și asta n-au vrut să vede. Că lui Dumnezeu îi dăm așa de ușor banii noștri când îi avem, nu? Doamne, uite aici la colectă 100 de lei. Și cu asta te-ai scăpat. Lui Dumnezeu îi dăm așa de ușor lucrurile la care nu ținem, de exemplu. Lui Dumnezeu îi dăm așa de ușor lucrurile care nu ne produc nouă anumite sentimente. Le-am dat așa de ușor. Cum și copiii îi dau lucrurile care nu le mai trebuie, în general. Dar ursulețul ăla cu care se culcă seara nu l-ar da niciodată. Niciodată. Deci, Doamne, ți-am dat orice, dar nu ne cere timpul nostru. Că în timpul ăsta trebuie să-ți dăm viața. Că asta e timp, nu? Timpul nostru se numește viață. Și asta ne-o dăm atâta de greu. Mai lasă-ne și nouă ceva. Să mai trăim și noi așa cum vrem. Să avem noi timpul nostru să trăim cum ne place nouă. Ei, Dumnezeu zice, dacă vii la mine la nuntă, trebuie să-mi dai timpul tău. Și mă rog, Domnule, să ne ajute să-i dăm. Că timpul ăsta numit viață, dacă îl dai la Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Viața lumea asta o piață. Dacă îl dai lui Dumnezeu, din roată devine veșnică. O multui tiplică Dumnezeu, că de la 80 de ani ajungi la o viață veșnică. Se întinde într-un capăt din un viaț și în alt capăt de tu îți dai seama. Ei, lucrul ăsta noi ne vine așa de greu și îmi vine sincer și recunosc. E așa de greu să-i dai timp. E așa de greu. Așa ne-ar place să avem timpul nostru, nu? De dimineață până seara să facem lucrurile care ne plac. Eu știu, activități, nu știu, la unii le place să conducă. Și așa le-ar place să meargă cu mașina toată ziua. Dar spunea cineva odată, dintre toate activitățile spirituale din lumea asta. Nu mi-este greu nici să cânt, nu mi-este greu nici să predic. Dar când mă uit dintre toate activitățile spirituale care ar trebui să le fac în lumea asta, cel mai greu mi-este să mă rog, spun eu. E așa de greu, parcă câteodată să-i dai lui Dumnezeu timpul ăsta numit rugăciune. Ceasul ăla de rugăciune. Să încep ziua și să încep activitățile tale din cursul zilei cu Dumnezeu. E tare greu să faci lucrul ăsta. Asta ne-a cerut împăratul. Nu cheltuiți nimic altceva. Cheltuiți-vă timpul vostru. Veniți. Stați la mine la masă, la nuntă și cheltuiți-vă ceea ce înseamnă viața voastră. 50-60 de ani. Eu seara asta pot să vă spun bucuros. Că îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors la 17 ani. Dar întotdeauna mă uit la copilașii care sunt biserică și când eram la grupele de copii le spuneam, voi aveți un har pe care eu nu l-am avut niciodată. Să începeți din copilărie cu Dumnezeu. Voi până la 17 ani ați fi putut să citiți Biblia de 10-20 de ore. Eu abia de la 17 ani am început. Pentru că am avut un timp pe care l-am risipit în lumea asta și pe care nu i l-am dat lui Dumnezeu și voi aveți un har extraordinar să fiți în biserică. Să vă fi început viața asta cu niște părinți care să vă fi dus pe brațe la binecuvântare și să vă dăi Domnului. Nu? Nu e un har ăsta? Iar noi încercăm să amânăm pocăința spre sfârșitul vieții. Să-i dăm lui Dumnezeu cât mai puțin din timpul nostru. Doamne, mă pocăiesc! Dar nu la 20 de ani. Mă pocăiesc pe la 50, 60. Pe la 70, când mai am vreo 2 ani de trăit, atunci nu-i dai lui Dumnezeu o viață. Și atunci îi dai lui Dumnezeu o moarte. Un final pe care tu vrei să fie diferit dintr-o viață pe care ai trăit-o întotdeauna departe de Dumnezeu. Îmi vine în minte exemplu unei femei care spunea în felul următor. Am venit la vârsta de 20 de ani în biserică și păstorul a întrebat, vrea cineva să se predie? Păi Dumnezeu și-a predicat până acum. În drum spre casă a venit diavolul și a zis, dar tu nu te-ai uitat în afară că-s numai bătrân. Cu cine te măriți tu? Ce mărită te mai întâi? Păi să ai dreptate. Și m-am căsătorit. Am venit iarăși la adunare cu soțul meu și păstorul a pus aceeași întrebare. Și iar am ridicat mâinile fericit. Și în drum spre casă a zis diavolul, dar vezi că ai să-ți măriți fetele. Îți faci de râs familia de acum și i-am dat dreptate, îți mai târziu. Și am ajuns la sfârșitul vieții și a venit același mesaj și aceeași mână ridicat. Și am plecat acasă. Și în drum spre casă a venit vocea aceea și a zis, acum prea târziu. Acum e prea târziu. Dați-mi Dumnezeu timpul vostru de astăzi, nu de mâine. Că pe ziua de mâine nu suntem siguri niciunul dintre noi. Dați-mi timpul vostru de astăzi.
Pentru că asta vrea Dumnezeu. Nu ne costă nimic altceva decât să ne dăruim viața lui Dumnezeu. În a treilea rând, știți ce particularitate are nunta asta? Că a fost anunțată din timp. Adică copiii tăi mai au prin surprindere. A venit Samson odată acasă și a zis către maică-sa și taică-sa, zice, am fost la Timna. Și mâine mă însor. Și au zis părinții, te însori și cu care fată de la cor? La ce cântă? La alt? La sopran? Și el nu zice, nu e din cor. Dar zice, din ce biserică e? Și nu e nici din biserică. Dar de unde? Zice, de la Filisteni. Fac mult. Și maică-sa a trebuit să-și tragă un scaun. Să se așeze. Să iei un pahar cu apă. Copiii tăi mei prin surprindere. Să anunță dintr-o dată, că probabil e și o caracteristică a dragostei, știi? Stai o viață întreagă, cânti în cor tu la bas și ea la sopran, la noi corul e față în față, și după ce ajungi la vârsta de 24 de ani, deși de 10 ani ați cântat împreună în cor, te uiți deodată către sopran și o vezi pe ea. Se pare că e cea mai frumoasă. Cum de n-ai remarcat-o până atunci și te duci acasă, spui, mami și tati, gata. Mă căsătoresc. Și atunci bieții părinți care n-au economie, că în România nu le-a pus face, să străiești și când vrei să te însori? Păi zice, suntem în luna mai, aș vrea să mă însor în iunie. Și părinții, lasă-o pe octombrie. Lasă-o pe octombrie, că n-avem acum măcar să fim pregătiți, înțelegeți? Ei, Dumnezeu a zis, eu anunț nunta asta din timp. Eu din timp vă spun că o să fie o nuntă. Ca să aveți vreme să mă pregătiți. Și întârzie mirele, că de obicei întârzie mireasele, niciodată nu-s gata. Niciodată. Când te duci la ele, deși le-ai anunțat și îți vezi că vin atunci, te duci și mireasa nu-i gata. Am stat și după soție atâta vreme și am avut și în jurul meu oameni care încerca să ne descurajeze. Și vezi, cred că s-au răzgândit. Cred că s-au răzgândit și de-aia nu mai țin că s-au răzgândit. Tine nu a anunțat nunta asta din timp. Și ne vede că nu suntem gata și întârzie El ca să nu ne facă pe noi de râs. Întârzie El. Nu pentru că ar trebui El să întârzie, dar ca să ne fim noi pregătiți, slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu mai stă încă acolo în cer ca Mihai să se pregătească în seara asta în Sighet să fie gata din nou. Ca tu care ești în seara asta, să-ți mântuiesc sufletul, să nu cumva să înceapă să cânte viorile și muzica în sala de sărbătoare și de nuntă și tu să nu fii acolo. De asta Dumnezeu a anunțat-o din timp și de 2000 de ani se tot anunță prin Scriptura asta începerea anunții. Dar vreau să spun că într-o bună zi o să înceapă. Într-o bună zi Dumnezeu din cer o să spune gata, destul. Că așa spune Petru, că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui. Dar orice minunat Dumnezeu avem, că spune Biblia în felul următor. Dar e o îndelungă răbdare. Ca fiecare dintre noi să ne pocăim și să ne întoarcem pe Dumnezeu. De-aia nu începem cănunta, că Dumnezeu mai are răbdare cu noi. Însă e așa de trist cu anunță din timp. Și în Matei 25 tot o să fie 5, care nu o să fie gata. Tot o să fie 5 din fecioarele mele care nu intrau la nuntă. Deci a fost anunțată de atâta vreme. Că am fi putut să avem o scuză. Doamne, nu ne-ai anunțat. Ne-ai spus de azi pe mâine că o să faci nuntă fiului tău și doar ne vreme să ne pregătim, dar ne-ai spus-o de 2000 de ani. Mi-o spui de 12 ani de când m-am pocăit că vii să faci nuntă asta și încă mă uit la hainele mele și mai am ceva de pregătit și el abia așteaptă ziua să ne prezinte înaintea Tatălui. Să ajungă cu noi acolo în cer, așa spune Biblia în Efeseni. Să-și prezinte mireasa pregătită, fără pată, fără zbârcitură sau orice altceva, de felul acesta. Pentru că împăratul e împărat pretențios. Că și eu, dacă vine băiatul meu la mine, sau invers, că fetele ne le căsătorim mai greu. Ale le dai mai greu, că le-ai crescut și nu știi pe mâna cui ajung. Și m-am gândit când o să crească și să ajungă la 21-22 de ani să se mărite, eu să-l iau pe genere. Deoparte. Îți spun, zic, vezi că asta e fata mea. Asta e fata mea. Să ai grijă că eu am crescut-o. Eu am educat-o. Să nu cumva să-ți bazur de fata. Și împăratul ăsta e tare pretențios că e fiul lui, numai unul. Că dacă mie ar veni cineva să-mi omoare unul din băieți, deși am trei, nu l-aș ierta niciodată. Deși mai rămâne doi după aceea. El a avut numai unul singur. Și l-am omorât și totuși ne-a iertat.
Deci eu pot fi un lui și el își alege mireasă dintre noi, vă dați seama? Cum e să te căsătorești cu criminalul? Cu ala care s-a omorât fiul. Nu? Cum e să te căsătorești? Ei, și totuși fiul lui Dumnezeu a venit în lume tocmai pentru asta, să moară mirele, ca să poată să existe o mireasă. Și fiindcă el a murit, noi suntem în seara asta aici, existăm ca mireasă, că a murit mirele nostru pentru noi, slăviți să fie numele Domnului. Închei dorim după vouă și mie ca Dumnezeu să te ajute să fim pregătiți. În ziua când va veni El să ne prezinte înaintea Tatălui, să fim gata. Bani să putem să-i spunem ce ți-a luat atâta. Noi suntem gata de mult. Oricât de lungă e noaptea, avem noi o cântare, furtuna cât de grea, eu n-am să sting lumină și nu închid porta mea. La orice oră poate să vină Domnul meu și în casă cu lumină, El știe că sunt El. Să aibă, că așa spune Biblia, să-i deschidem îndată ceva, bate la ușă, adică să stăm cu urechea lipită de ușă și când îi auzim pașii că se apropie, să-i deschidem ușa să nu fie nevoit să bată. Mare binecuvântare ar fi asta. Și, Doamne, noi suntem gata de mult, ai mai stat încă vreo 50 minute de întârziere, dar noi suntem pregătiți pentru nunta Ta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne binecuvânteze.